Ați recordat, acest fel, să cinstească ziua de naștere a poetului nostru național, ziua culturii naționale și în același timp să ne amintească că toți am fost cumva tineri, toți am fost cumva debutanți, mai mult sau mai puțin talentați și că avem datoria de a contribui în continuare la creșterea culturii românești. Sunt, desigur, și alte activități pe care nu le amintesc, presa și-a făcut, cred că, datoria și televiziunea. Și nu-mi rămâne decât să vă spun că a fost o bucurie de a vă întâlni aici cu o mare emoție, fiindcă știu că este o